training, așa cum îi spune și numele, este practic antrenamentul minții. Așa cum sportivii se antrenează fizic și tehnic și tactic, zona mentală este la fel de importantă în procesul de antrenament general. Ce se întâmplă practic într-o sesiune de mental training, se pune accent pe dezvoltarea abilităților mentale. Acestea pot fi abilități de setare de obiective, de control al gândurilor, practic dialog interior, rutine, vizualizare sau imagerie mentală. Putem să lucrăm în zona de concentrare și atenție, în zona de control al emoțiilor și al fricilor, sau pentru sporturile de echipă, în dinamica echipei.